Bună seara, dragi prieteni, îl avem din nou alături de noi pe Costi, de la Ambianța Steaua. Salut, Costi! Salutare! Costi, felicitări pentru locul 2 din cupă! Mulțumim frumos! Într-adevăr, o reușită pentru voi. Ce ne poți spune despre meciul de finală din seara asta? Da, eu zic că acest meci a făcut cinste finale. Cred că a fost chiar un meci de finală, un meci cu multe goluri, cu multe faze de poartă, un meci plin de fair play, părerea mea. Într-adevăr, un meci curat, un meci frumos, două echipe puternice, demne de finala cupei, exact cum ai zis și tu. Ce s-a întâmplat la voi de nu s-au legat mai multe goluri? Ce crezi? Da, nu știu, unul dintre motive poate să fie că în seara asta am chemat chiar toți băieții care au făcut parte din lot în acest sezon, am pus 11 băieți și poate din cauza asta cel puțin pe final au fost ceva probleme de omogenitate, e și normal. Că știți că până acum veneam 6-7 băieți, 8 băieți. Cei care jucați care jucam. Și am fost nevoiți să joace toată lumea și probabil din cauza asta s-a fost o lipsă de omogenitate. Dar cel puțin prima repriză, cel puțin până spre sfârșitul primei reprize, când era și 2-2 scorul, până atunci am făcut un meci, eu zic că foarte bun, foarte bun. Într-adevăr, prima repriză a fost foarte echilibrată, foarte echilibrată. A doua repriză, asta a fost, probabil schimbările, băieții care n-au mai venit așa des la echipă și s-a văzut. Omogenitate, cred că a fost în seara asta una dintre probleme. Da, nu se știa că dacă jucam aceiași, nu se știa care a scos, adică puteam să pierdem meciul. Da, băieții e echipa bună, echipa care a câștigat și campionatul. Da, a fost un meci foarte frumos, după părerea mea. Într-adevăr, felicitări încă o dată pentru meci, pentru câștigarea locului 2 și ne revedem curând. Cu siguranță. O seară bună.